ziua, copii! Vreau să cred că sunteți bine și v-ați așezat deja comod în fața micilor ecrane. La lecțiile precedente am vorbit despre diverse situații de risc care apar în viața noastră, comportamentul în asemenea situații. Dar adevărul este că toți oamenii ar trebui să aibă minime cunoștințe în materie. Anual, împreună cu colegii, cu profesorii, participați la diverse exerciții de simulare pentru situații excepționale. O parte componentă a acestui exercițiu este simularea de acordare a primului ajutor în caz de traume. Astăzi, după cum vă dați seama, vom vorbi despre primul ajutor în caz de traume și NEC. Situația de urgență poate interveni în cele mai nepotrivite momente și unele cunoștințe pot salva viața unei persoane. Deci nimeni nu este asigurat de traume. De cele mai dese ori ne putem accidenta în condiții casnice și nu numai, prin cădere, rănirea cu obiecte ascuțite sau accidente rutiere. Cum credeți? Ce măsuri întreprindem imediat într-o situație de urgență? Da, știu, o să-mi spuneți că sunăm la numărul 112, dar sunt situații când trebuie să intervenim până la sosirea ambulanței. În acest caz, trebuie să cunoaștem cele mai simple reguli de acordare a primului ajutor. În primul rând, trebuie să avem întotdeauna pregătită trusa medicală, fie în clasă, fie acasă, fie când plecați în excursie. Ce ar trebui să aveți în trusă? Priviți la ecran și veți vedea. E vorba despre soluție de amoniac de 10%, iod, soluție cu tanat în flacon, bandaj elastic pentru fixare, e bine să aveți 2 bucăți, emplastru bactericid, 3 bucăți, emplastru simplu, o bucată, fașă de tifon, o bucată, fașă de tifon sterilă, 2 bucăți și o pereche de foarfece. Vatră hidrofilă, garou de cauciuc pentru hemostază, o bucată, analgezice pentru ameliorarea durerii, este vorba de medicamente ca cum ar fi paracetamola, aspirina sau ibuprofenul. Și nu trebuie să vă lipsească pastile antihistaminice, medicament pentru mușcături, înțepături sau alergii. Ele pot fi sub formă de comprimate, creme sau spray-uri. În continuare, să analizăm cum acordăm primul ajutor. În cazul brațului, antebrațului și mâinii se aplică o imobilizare a fracturii cu atele improvizate din lemn sau rulou improvizat. După ce membrul a fost imobilizat cu ajutorul atelelor, se fixează segmentul fracturat de torace cu ajutorul unei eșarfe, fular, orice aveți la îndemână. Vedeți în imagine. În cazul fracturii sau entorsilor ale membrelor inferioare se realizează o imobilizare improvizată cu 2 atele din lemn aplicate lateral, intern și extern, care vor trece de genunchi și de gleznă sau se vor fixa picior de picior ambele picioare cu tifon sau cu o eșarfă. În caz de întors a gleznei, imobilizarea se face cu o fașă elastică. Un alt tip de traumă este cel craniocerebral. Apare în urma impactului capului cu un plan dur. Principalele simptome sunt amețeala, greața, voma, durere de cap sau pierderea conștiinței. Traumele craniocerebrale pot fi închise sau deschise. Deci cum acordăm primul ajutor în caz de asemenea traume? Dacă conștiința este păstrată, pacientul poate fi poziționat culcat cu ridicarea capului la 10-15 grade. Va fi monitorizată starea de conștiință. Dacă pacientul a pierdut conștiința, va fi pus în poziție laterală de siguranță. Dacă este vizibilă plaga contuză care sângerează, local se va aplica un pansament compresiv aseptic. În mod urgent, se va solicita echipa de asistență medicală urgentă, care va acorda primul ajutor medical la etapa de prespital. Ulterior, pacientul va fi transportat la spital. Ideal ar fi ca fiecare victimă să fie transportată de câte 3-4 persoane. Transportarea se face cu ajutorul brancardului sau targa standard,
care poate fi purtată de 2 sau de 4 salvatori și vedeți în imagine. Aceștia trebuie să înainteze cât mai lin, purtând întotdeauna mancarda cu capul victimei înainte, în cazul în care trebuie să treacă peste obstacole sau să urce pante. Brancarda trebuie menținută în poziție orizontală. La nevoie, poate fi improvizată o targă din crengi, bețe, schiuri, scânduri cu haine, cearșafuri, plapume, pânză. În lipsa altor mijloace, victima poate fi transportată în brațe ca pe un copil. Salvatorul ține victima în brațe cu o mână sprijinind-o de spate și cu alta sub genunchi. În spate poate fi transportată atunci când victima ținându-se de umerii salvatorului, care o ține de membrele inferioare. Pe umeri, în cazul victimilor inconștiente, dar fără fracturi cervicale. De către doi salvatori, primul salvator în spatele victimei o apucă de sub mâini, iar al doilea cu spatele la victimă o apucă de sub genunchi, sub mâini. Iar al doilea cu spatele la victimă o apucă de sub genunchi. Dacă victima este conștientă, poate fi transportată pe mâinile încleștate a doi salvatori. Aceștia se prind reciproc de mâini, formând astfel un fel de fotoliu. O victimă conștientă poate fi transportată și așezând-o pe un scaun, care apoi este transportat de către două persoane. Pe o bară poate fi transportată victima atunci când este așezată pe o pânză rezistentă, ale cărei colțuri se leagă la capul și la picioarele victimei, în timp ce o altă pânză este trecută pe sub trunchiul victimei și înnodată. Se trece bara pe sub cele trei noduri și se transportă pe umerii a doi salvatori. O altă situație de risc este necul cu mâncare sau cu lichide. Când cineva se neacă cu mâncare sau un obiect, există numai câteva minute care îi pot salva viața. Dacă victima nu vorbește, nu tușește și nu poate să respire singură, iar eventual confirmă sufocarea, se aplică manevra Heimlich. Pentru a o realiza, salvatorul trebuie să urmeze următorii pași și vedeți în imagine. Salvatorul trebuie să se placeze posterior de victimă și ușor în lateral, punând ambele brațe în jurul taliei victimei. Pumnul unei mâini trebuie poziționat la nivel abdominal, exact între umbilic și apendicele xifoid. Apendicele xifoid este partea cea mai inferioară a osului pieptului sau a sternului. Pumnul încleștat trebuie prins cu mâna cealaltă, astfel încât pacientul să fie cuprins complet. Salvatorul trebuie să imprime mișcări puternice în sus și spre coloana vertebrală a victimii, astfel încât corpul străin să poată fi imobilizat și eliminat. Manevra se continuă până când corpul străin este eliminat sau până la sosirea cadrelor medicale special instruite. O persoană care este singură în timp ce se neacă cu mâncare ar putea fi nevoită să își aplice singur manevra Heimlich. Aceasta poate fi efectuată prin aplecarea puternică asupra spătarului unui scaun. Eu vă propun să organizați o întâlnire cu un medic pentru a discuta, a căpăta și a sistematiza cunoștințe despre acordarea primului ajutor medical. La final, vă îndemn să exersați și să încercați să acordați primul ajutor în cazul traumei la picior, în cazul traumei la mână sau în caz de nec.